Urmăriți televiziune oamenilor simpli și liberi. Sunt Gheorghe Cascăliu. După studii, am absolvit Colegiul de Poliție Dmitri Cantimir. După care am absolvit Universitatea de Stat de Republica Moldova, sunt licențiat în drept. Pe urmă am făcut studii la Academie pentru Administrare Publică Locală. Sunt magistru în Administrare Publică Locală. Acum sunt anul 4, fac doctoratul, doctor în relații internaționale sau cooperarea internațională. Nu mă opresc să fac studii și acum. Acest minunat proiect l-am inițiat atunci când am înțeles că nu putem lăsa țara în mâna oricui. În mâna mincinoșilor, aventuriștilor și a oamenilor care nu au nicio responsabilitate și nu au nimic cu treburile statului decât vin să spună una sau alta. Fiecare din oamenii care o să vedeți astăzi, care se prezintă aici, cu care am venit și care nu sunt aici, dar sunt membri ai echipei Pace, nu sunt oameni care nu au ce se ocupa și au venit în politică. Toți noi avem un loc de muncă de bază. Două. Noi suntem partidul, unicul partid în creștere, de pe dreapta. Deci, să aveți curajul că în perioadă foarte scurtă de timp, lumea o să se apropie de dumneavoastră. Pentru a schimba lucrurile spre bine, pentru a deveni mai buni și să fim recunoscuți de toată țara Republica Moldova, că partidul politic Acasă în Europa nu a apărut întâmplător și, într-adevăr, a schimbat lucrurile spre bine. Astăzi echipa Pace crește și mai mult, avem încă o nouă organizație teritorială. Eu sunt Mihaela Lășco, vicepreședinte pe domeniul finanțe. Sper că experiența mea acumulată în domeniul privat o să ne ajute să progresăm, să devenim o țară prosperă în inima Europei, pentru că acum noi suntem în inima Europei și într-un ceas bun. Într-adevăr, mie mi-e tare dragă și văd în ochii dumneavoastră mult interes, mult, nu știu, dorire de sine, dar cred că cum e președintele, așa e și echipa. Ințim în discuții, dar eu sunt mândru cu voi toți, sunteți foarte onești și undeva aveți careva emoții când vreți să spuneți de ce sunteți aici și ce vreți să faceți, dar se vede însuși din cu ochiul liber că aveți intenția și priceperea de tot ceea ce vreți să faceți și cu ce o să ne ocupăm noi înainte. Da, mai multă autonomie administrației publice locale. Deci ceea ce se întâmplă astăzi acum este cumva un fundament și trebuie să fie bine cimentat pentru viitorul acestei țări, pentru că este prea politizat și prea centralizat tot ce înseamnă administrație locală în Republica Moldova, dar acest timp nu va fi, pentru mult timp. Deci... S-a grunul mult de mult să ne păslușăm ваш опыт и ваши проблемы, чтобы быть объективными в решении проблем наших городов. Хочу вам пожелать удачи, успехов. Вместе, я думаю, что мы достигнем больших высот. Și am învățat limba română la perfecție, a scris și foarte multe cărți. Ce vreau? De 16 ani fac naveta, bărăsător, da? Dar și soția mea este din Buceni. Și mereu am o simpatie, am și o să am o simpatie față de lor. Deoarece aici am găsit adevărat gospodar. Aici am găsit, am întâlnit adevărat bărbața neamului. Aici am găsit gospodării bine amenajate și frumos. Aici am găsit localități unde curățenia chiar este la ea acasă. Eu sunt vicepreședinte a Partidului Pace pe domeniul reintegrării țării. Asta tot ce ține de conflictul Transnistria, care își înaintează în momentul și spun cuvântul, ceea ce ar dori să facă, ceea ce știu că ar putea de fapt să facă și ar vrea ca alți tineri să se împlice, noi suntem schimbarea. Noi suntem viitorul, dar de fapt și prezentul. Și câteva persoane care la moment se vor implica, în viitor vor fi cei care vor conduce de fapt această țară. Cum a spus domnul Vățiu, cât mai este până la Chișinău. Toată îmi spun că a mai multor promoțiuni militare, inclusiv și regimentul de artilerie român. Ultimul post care l-am ocupat în Armata Națională este, a fost, mai bine zis, șeful Marelui Stat Major General, prim viceministru apărării.